Polițiștii au descoperit un nou azil al groazei de această dată în județul Argeș, unde un pacient de 56 de ani a murit din cauza relelor tratamente. Două persoane au fost duse deja la audier. Vă avertizez că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Bărbatul care și-a pierdut viața avea 56 de ani și suferea de o afecțiune care nu îi permitea să se miște. Fără familie și locuință, omul a ajuns la azil în octombrie 2023, adus de asistenții sociali. A fost adus într-o stare extrem de gravă, șoc septic, 40.000 de leucocite, febră, ischemie de membru pelvin, gangrenă, multiple escare neglijate, colegii mei au spus că erau inclusiv ieri în placă. Pacientul a fost tratat și reechilibrat pentru a putea fi operat. S-a făcut o intervenție chirurgicală, adică a fost tăiată coapsa, amputație de coapsă. Ulterior s-a continuat tratamentul cu antibiotice de reechilibrare volemică, hidroelectrolitică și în ciuda tuturor eforturilor, la aproximativ o săptămână după operație, pacientul a decedat. Reprezentanții spitalului au anunțat poliția. Au considerat că omul ajunsese la într-o stare din care se vedea că nu era îngrijit corespunzător. Dacă ar fi venit în timp la spital, ar putut fi avut șanse? Și răspunsul este da, dacă era adus într-un timp mai bun, cu condiția ca totuși pacientul să accepte. Repet, el a mai fost internat și a refuzat intervenția chirurgicală. Proprietarul azilului nu poate explica rănile grave pe care le avea bărbatul. Noi am chemat ambulanța în mai multe rânduri. A fost la noi și omul era conștient de a refuza să plece la spital. Cum vă explicați dumneavoastră acele răni cu viermi pe care le-au văzut medicii? Eu acum nu pot contesta ce spun medicii. Eu în ziua în care l-a dus ambulanța, am fost acolo la el și am insistat și m-a rugat el să meargă la spital. Sincer, eu n-am văzut viermi. Acum nu contest că în profunzime n-o fi. Nu știu ce să vă spun. Cu toate datele adunate de la spital și după ce au stat de vorbă și cu o fostă angajată, procurorii au continuat cercetările. Polițiștii de investigații criminale din Pitești au desfășurat 4 percheziții domiciliare în județul Argeș, la sediile unor azile și la locuințele unor persoane fizice. Așa s-a aflat că de pe 16 iulie, la 6 zile de la moartea omului, firma își schimbase domeniul de activitate, de la îngrijiri bătrâni la cazare și minime îngrijiri medicale, dar proprietarul susține că va oferi aceleași servicii. De îngrijiri medicale minime am schimbat pe cazare, închiriere, cazare și masă și o altă firmă să facem îngrijiri medicale. Păi ce au nevoie mai mult de îngrijiri medicale, cazare și masă? Păi dumneavoastră nu mai aveți în momentul ăsta îngrijiri medicale. Da, îngrijiri medicale. Păi am închiriat spațiu acolo la o asociație care va face îngrijiri medicale, separat, serviciu separat. Dosarul penal întocmit de procurori vizează infracțiuni de ucidere din culpă și abuz în serviciu.